Spun polițiști locali din Dumbrăvița, județul Timiș, una dintre cele mai bogate comune din România, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat că a aplicat 10 de amenzi pentru fapte inventate. Conform mesajul.ro, potrivit unor surse judiciare, agentul este acuzat de abuz în serviciu, fals intelectual și uz de fals. Potrivit opinia Timișoarei.ro, falsurile polițistului local au mers atât de departe încât întocmea procese verbale, semna în locul persoanei amendate, iar contravenienții se trezeau doar că au deplătit amenzi pentru fapte pe care nu le-au comis. Polițistul local a fost reținut pentru 24 de ore, iar procurorii nu au făcut încă publice acuzațiile oficiale aduse agentului. Primăria Dumbrăvița, în subordinea căreia se află Poliția Locală Dumbrăvița, a transmis un comunicat în care confirmă că la sediul Poliției Locale Dumbrăvița au avut loc percheziții. Miercuri 28 septembrie 2022, IPJ Timiș, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, a efectuat o percheziție la sediul Poliției Locale Dumbrăvița, percheziție care viza ridicarea unor documente. Instituția colaborează cu organele de urmărire penală în vederea respectării principiului aflării adevărului. Precizăm că pe perioada desfășurării anchetei nu pot fi divulgate date și informații privitoare la caz, pentru a nu influența rezultatul anchetei, a transmis Primăria Dumbrăvița, relatează mesajul.ro.